Totuși, doamna premieră, până la sfârșitul 2023 ne putem aștepta la implementarea acestei reforme? Și, de fapt, ce ar însemna asta? O lichidare a Consiliilor raionale sau altceva? Încă o dată spun că este vorba despre, la o primă etapă, amalgamarea voluntară. Aceasta nu se va face într-un an. Noi vom acorda acest stimul, dar localitățile trebuie să decidă. E bine să se întâmple înainte de alegeri locale ca să existe. Această coordonare, dar e, e decizia la nivel local. De asta și este o amalgamare voluntară. Ea nu este impusă de guvernul central. Iar regândirea competențelor poate dura. De exemplu, în cazul spitalelor am văzut că este o decizie mai rapidă, pentru că este un număr limitat de instituții, avem planuri de investiții în aceste instituții. Avem deci un mecanism care este mai ușor de preluat. În același timp, pentru un sistem mai complex cum ar fi sistemul educației, unde sunt multe instituții unde sunt subiecte complicate de finanțare acestor instituții, acest proces s- ar putea să dureze mai mult. Deci una este actele normative care să fie adoptate, dar alta este și implementarea pe etape la nivel local. Ne dăm seama că acest proces este unul continuu care va dura mai mult, mai mult timp.